Emmanuel Macron și Joe Biden au făcut o declarație comună astăzi la Washington, spunând că vor susține Ucraina atât timp cât va fi nevoie, politic, securitar, umanitar și economic, dezmințind astfel zvonurile despre presiuni pentru a se ajunge la o negociere cu Rusia. Președintele francez se află în vizită de stat în Statele Unite, prima de acest rang diplomatic, cel mai înalt pe care Joe Biden o organizează în cei 2 ani de când a fost ales. Discut mai multe cu Marcela Ferraru, editor al FNews în Franța. Bun găsit, Marcela! Bună seara! Au existat așadar fricțiuni, iată, între Franța și SUA în ultimii ani și se părea că există o diferență de abordare între Paris și Washington în ceea ce privește războiul din Ucraina. S-au pus acum de acord cei doi lideri? În orice caz, primul semn a fost acela că Joe Biden a decis ca prima vizită de stat pe care o organizează mandatul său să fie aceea unui președinte francez, adică al lui Emmanuel Macron, bineînțeles. Declarațiile pe care le-au făcut astăzi pe peluza Casei Albe arată cel puțin o tentativă de reconciliere, chiar dacă rănile sunt încă deschise, special pe criza submarinelor, însă declarațiile sunt foarte călduroase și foarte prietenoase, ca să spun așa. Biden a amintit că Franța este cel mai vechi aliat al Statelor Unite. Revenind la chestiunea foarte fierbinte a războiului din Ucraina, într-adevăr, dacă în ultima vreme aveam impresia că există o diferență între Franța și Statele Unite, în special din cauza veșnicelor telefoane pe care Emmanuel Macron le dă lui Vladimir Putin, în orice caz, acum se vede că pozițiile celor două țări s-au apropiat. În declarația comună pe care au făcut-o Biden și Macron, se spune foarte clar că Ucraina va fi susținută atâta timp cât va fi nevoie, dar și că vor face în așa fel încât Putin să poată fi sau Rusia să poată fi făcută responsabilă de acest război pe care îl duce în Ucraina. E un dineu de stat în această seară. S-a scursă vreo informație despre cum se va derula în afară de îmbrăcămintea elegantă? Da, îți dai seama că toate televiziunile au încercat să afle câte ceva și s-au scurs informații, într-adevăr. La acest dineu se va servi homar, caviar, la desert, pere la rotisor. De asemenea, probabil ca să-l impresioneze pe Macron și să-i arate că se poate și la american, va fi servită brânză artizanală americană. În ceea ce privește vinurile, acestea vor fi, bineînțeles, din California, un chardonnay milezim 2018, doar 47 de euro sticla, chiar mămir că un vin atât de ieftin se servește la un dineu de stat, și Cabernet Sauvignon milezim 2019, 70 de euro sticla, deci ceva mai scump. Și vreau să spun că s-au schimbat și cadouri, desigur, unele destul de costisitoare. Biden a primit un ceas, de exemplu, dar Jill Biden a primit 2 cărți din partea președintelui francez, una a lui Gustave Flaubert, Madame Bovary, și cealaltă, Ciuma. Nu știu dacă alegerea a fost intenționată sau nu, dar sunt 2 cărți destul de tulburătoare ca alegere din partea președintelui. Ei, nu vom ști niciodată. Poate avem noroc și îl întrebăm odată. Marcela, mulțumim!